Da, un alt subiect crâncen pe care l-am remarcat cel puțin cât am fost plecat în concediu a fost cel al pestei porcine, Cosmin. Acum, știi cum, după război, după nu știu ce, mulți viteși se arată, dar vezi tu, încetul cu încetul, când am plecat, era o discuție despre acest subiect. Acum au ajuns la concluzia că e foarte nasol subiectul și că, uite, despre ce e vorba. Cel mai tare mi-am dat seama la graniță. Pe bune, când am intrat, în bagaj. Nu, când am intrat în Bulgaria, da, chiar la intrare, știți, cu tare, dar aveți carne, produse din carne, nu știu ce. Și după aia, am cetit mai atent și pesta porcină, deci băieții verificau la graniță, la modul serios, erau cu bărți de alea să nu treacă, să nu... Zic, băi, frate, treaba e serioasă. Da? Atâta timp. Așa. Deci, când am intrat în Bulgaria, ok, după ce pățesc eu chestia asta, când m-au verificat aia și m-au întrebat, domne, da cu tare, da aveți carne? Nu, domne, cum să am carne? Ce, merg cu carnea după mine? Bun. Da, bă, cu... Bă, dar oare vreun sandwich aveam eu prin mașină cu nu știu ce sălămior făcut din nu știu ce porculeț sau nu știu ce sălămior sau parizeraș sau... Zic, băi, frate, dacă mă arestează ăștia aici. În fine, trecem peste chestiunea asta. După ce ajung în Bulgaria, la vreo 2-3 zile, comunicat MAE, Ministerul Afacerilor Externe. În atenția cetățenilor care călătoresc în Bulgaria sau nu, băi, iau să deschid. Atenția, sporesc controlul la... Alo! Au sporit de 3-4 zile, bă! Maie! Deci, șenant. Târziu au aflat. Repet, când am intrat în Bulgaria, de alea, frumos, treceai cu... Dar simțeai mirosul când treceai prin balta aia cu substanțele. Dezinfectante. Și au verificat oamenii, adică dădeau, ba pe roți, ba pe nu știu ce. Pentru că economic e... Belea mare, ca să spunem așa. Stai. Ce se aici, întâmplă aici acum? Sunt, văd și anunțul ăsta, că de asta mi-am adus aminte și de chestia asta cu pesta porcină și da, mă uitam reacții într-un alt stat. Bă, și nu-i mult mai înaintat ca noi, nu-i mult mai civilizat. Cu toată chestia asta, am înțeles că oricum le-a apărut deja un prim focar sau au câteva prime cazuri pe acolo prin sud. Dacă nu s-a apărat încă de o graniță cât de cât naturală, că de la o bucată o crnește Dunărea în sus, asta e altă poveste. Dar mă uitam, cât de cât, băi, lucrurile puse într-o... Băi, la noi, la un moment dat treceam peste... Erau întinse niște cârpe, le bătea vântul, plecau în partea asta, altă. Băi, trec de primul rând de cârpe de-astea. Intru al doilea rând de cârpe. Zic, bă, ce-o fi? Și îmi pică fisa. Bă, cârpele alea care fluturau așa, de fapt erau întinse pe șușa și din când în când le dădeau cu substanță de asta ca să ucidă, biocidă, virucidă, ca să nu umble virusul ăsta într-o parte, într-alta, adică să nu-l mai plimbi încă o dată și tu cu mașina. Repet, stăteau așa, fluturau. Deci, la noi, ca la nimeni. Credem. Adică, cel puțin până la un moment dat, când o să fie treaba ră, probabil că o să-i vezi cu, acționând cu armata, cu jandarmeria, cu ce vrei tu, ca să rezolvi această problemă. Pentru că, spune așa, văd în publicitatea care apare în ziar, da? Este o boală majoră la porci, mortalitatea este 100%, adică care a dat virusul, nu. Deci, n-ai cum. Da. Moare, da? Nu se transmite la om, nu afectează oamenii, nu prezintă nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni. Și eu m-aș opri aici să-ți spun atâta. Da, știu, multe chestii de-astea să-mi spun. Păi, nu prezintă nici cel mai mic risc. Asta până se întâmplă odată. Da, uite că s-a întâmplat, că nu știu ce. N-aș fi atât de sigur că prin cine știe ce mutație genetică sau... Ca să înțelegem. Vrea, Doamne, să te pedepsească și să te mută ceva. Bine, asta ar fi cel mai sau. Pentru că, într-adevăr, asta e ciuma.
Deci ceau e acolo, e echivalentul ciumei. Pesta e ciumă. Asta se spune. Ca să înțeleagă lumea că mulți mai bine știu de ciumă decât de pestă, dacă spui. Asta e ciumă, exact ciumă. Deci nu se poate, nu poate trece la om. Pe de altă parte, citești... Nu poate trece pentru că noi preparăm carnea înainte. Aha. Deci nu rezistă la temperaturi. Deci ar trebui fiartă. Că în varianta care e, nu trece ușor la om. Da, e drept. Dar asta nu înseamnă că chiar e imposibil. Adică chiar așa ne jucăm cu această poveste. Cu cât iei măsurile mai din timp, cu atât va fi mai bine. Cu cât vei reuși să izolezi mai repede zona cu ciumă, pestă, lepră și ce-o mai fi, cu atât vor fi mai mici. Cu cât reacția este mai întârziată, cât discutăm de inconștiență, și aici, slavă Domnului, avem din belșug în România, nu o să scăpăm de această poveste. Iar lucrul cel mai grav, pe care mi s-a părut mie că l-am văzut când am citit la o bucată, eu fiind unul dintre fanii acestei legume, porcul, mă refer la nivel de mâncare, una dintre problemele cele mai importante, văzându-l pe ministrul agriculturii Petre Daia, prezent într-o emisiune, care a spus, în Spania au reușit să eradicheze această boală după 30 de ani. Deci, eu sper că tehnologia, felul în care înțelegem unele lucruri, a evoluat foarte mult și vom reuși să reducem această perioadă într-un orizont de timp mult mai... mai bun pentru noi, adică hai, într-un an, doi, să fie eradicată, să scoatem boala din țară, având în vedere că am evoluat totuși. Și poate avem și din experiența Spaniei acum cum trebuie procedat. Dar atenție, dacă lucrurile nu sunt tratate corespunzător, spun ceea ce s-a petrecut în Spania, conform celor zise de ministrul Petre Daia, 30 de ani să scăpăm de pesta porcină. Ce înseamnă asta? N-ai voie să comercializezi animalele în târgurile de animale. De ce? Pentru că, nu? Că se plimbă. Poate să vine unul cu unul bolnav, să nu, mai nu știe că e bolnav, vine unul cu 10 sănătoși, da? Vin de nouă, merge lumea, îi taie, în regulă, toată treaba e bună, vine cu ăsta înapoi, îmbolnăvește restul de 1000 care aia are acasă. Pentru că e ciumă. Asta pleacă ca ciuma. Principalul transmițător în ciumă era puricele. Era șobolanul. Era șoarecele. Am avut caz cu șobolan care a mușcat cetățean aici, în Opcin. Da? Și pe el și pe soția lui. Da, acum de curând am citit pe site-ul Nicu Roșca. Despre ce vorbim? Că nu e așa numai de la porc și porcul, da? E porcul mistreț, care cel puțin iarna o să treacă peste Dunărea înghețată într-un foarte mare fel în Bulgaria, nu? Cu toată protecția pe care o au. Bine, noi ne bucurăm că iarna o să fie, că frig, că nu știu ce, și dacă nu o să fie frig. Apropo de mistreț, din ce am văzut, au dat drum acum, chiar am și scris că au ridicat foarte mult cotele de vânătoare, care au făcut cam de 3 ori mai mari decât erau anul trecut. Și în perioada următoare s-ar putea să pornească niște vânători destul de ample în județ. La Mistreți. O singură chestiune. Păi să nu-i omorâți pe toți. Deci să nu mergeți la chestia aia de extincție. Că minte, oricum, n-am sesizat să existe foarte multe în unele zone. Da? Dar măcar nu o transformați într-un genocid. În zona aia Brăilei se face extincție chiar. Unde? În zona Brăilei, încolo. Chiar așa s-a dat ordinul, să fie exterminați toți. Băi, dacă, repet, dacă se depopula 100% pe arealul, un județ, două, și era liniștită și rezolvată problema, e ok cumva. Dar... Să nu discutăm despre niște specii care au fost.
au mai, la capitolul au mai fost și ele pe aici. Că nu știu dacă e chiar în regulă. Apropo de toate aceste povești, mi-a sărit în atenție și mai devreme și am zis că e unul din articolele pe care vreau să le, să le comentăm. Trenul de Putna. Da. Da? Deci, pornit trenul de Putna de ceva vreme. Cât are? Are o lună? N-are. Mai puțin de o lună. Mai puțin de o lună. Ah, băi, uite, scrie și în titlu. Deci trenul de Putna, implicat într-un accident la mai puțin de o lună de la punerea în circulație. Deci au pus oamenii în circulație. În sfârșit. Cum să spun? Când toate se aglomerează, da? Deci noi avem pe drumurile europene și căruțe și biciclete și alea și transportul marfă și transportul de persoane, tot se îngrămădește pe drumurile din România, da? Spre deosebire de alte țări care, băi, ce facem? Da, traficul așa îl dăm pe autostrăzi, să rămână cât mai puțin trafic pe astea. Bun. Astea agricole, facem drumuri agricole, că nu trebuie să faci asfalt sau beton. Dai tras, pui un prundiș, îi pui o pompă să se spele ăsta pe picioare când iese de pe câmp. Bicicletele le-au pus separat și uite așa au degajat. Nu, la noi totul se bagă acolo la un loc. Mergând pe sistemul ăsta, inclusiv au obligat oamenii să nu mai folosească căile ferate române. De ce? Ia imaginați-vă de ce. Păi în urmă cu 20 de ani te suiai în tren și făceai 6 ore până la București, acum te sui și faci 7 ore jumate, 8. Da? În loc să scadă timpul ăsta la 5 ore 45 cât făceai cu rapidul sau cu intercity, nu mai ții minte cu care. Dar 5 ore și ceva făceai cu trenul. În mod firesc, acum era să mergi până la București în 3 ore cu trenul. Adică, pac, bă, da, așa era logic. Așa era logic, adică mai îndulceau curbele, făceau trenul mai jos, să prindă viteză, să... Da? Nu. La noi, din 5.45, s-au făcut 7, jumate, 8, în loc să scadă. Noroc că mai sunt câte unii care mai țipă, mai conștientizează și mai dau drumul așa la câte o linie de asta. Băi, hai să punem. Că România stătea cel mai bine din Europa, din zona țărilor medii, cum suntem noi, în ceea ce înseamnă dezvoltare pe cale ferată. Da? Deci stăteam cel mai bine. Păi, hai să deschidem să funcționeze. Bă, au deschis Suceava-Putna, da? Suceava-Putna, da, Suceava-Putna. Vă dați seama că la nicio lună primul accident. Primul accident, adică a trecut unul având prioritate centimetri cubi, nu? Acum, noi am fost, chiar am fost cu Florin Paiu cu trenul inaugural. Da. Primul care a mers încolo. Surpriză mare, când am ajuns în zona Rădăuțiului, pe șinele de cale ferată era parcat o mașină. Băieții obișnuiți că acolo nu se mai circulă, parcau direct pe șine. Și a trebuit să oprească trenul frumos, așteptăm să vină omul să-și dea deoparte mașina și tot așa. Ceea ce arată în continuare și aici. Sunt mulți care nu dau, iau prioritate, nu trenul are prioritate după ei. Asta se întâmplă, se întâmplă așa acum. De-aia mă așteptam să se întâmple la un moment dat un accident. Da. E logic ceea ce spui, dar e ilogic din orice altă perspectivă. Bun. Tu când știi, deci chestia asta cu parcatul mașinii pe calea ferată, pe bune, dintr-o anumită perspectivă, mi se pare mai naturală, da? Mai naturală decât chestia asta cu... Băi, când ai semnalizare la trecere la nivel cu calea ferată, bă, la naiba, în primul și în primul rând încetinești. După aia, când vezi crucea Sfântului Andrei, dacă pâlpâie albastru ăla sau verde, bă, treci ușor, da, treci. Dacă e crucea Sfântului Andrei, oprești roata, nu că e milițian în tufe, pă, pentru siguranța ta. Și dai muzica mai încet sau deschizi ușor geamul, bă, să și auzi, pentru că trenul de regulă când ajunge acolo, mai și fluieră-șluieră, da? Mai mult decât atât, te uiți și tu stânga-dreapta, să nu fie chiar lângă tine, să treacă peste tine, da? După care poți să treci în deplină siguranță. Sunt, din păcate, multe treceri la nivel calea ferată în județ la noi, da? Sunt multe treceri încă în România,
Nu e foarte ușor de evitat aceste treceri la nivel, dar mai sunt multe măsuri care pot fi luate tocmai pentru a crește nivelul de siguranță pentru, pentru participanții la trafic, dar asta nu înseamnă că prostia nu bate câteodată absolut tot. Pentru că eu cu ochișorii mei am văzut mașini oprite la trecere la nivel calea ferată și a trecut unul cu un bebe, nu zic tipul de mașină, a trecut și așa frumos, s-a dus, a trecut printre linii și a plecat. Da. Păi, de el nu stă ca prostul, da? Asta e exact ca în bancul ăla. Merge odată, merge a doua oară, dar n-o să meargă de fiecare dată. Tocmai de-a lungul timpului? S-a mai întâmplat? Nu pot să cred că s-a întâmplat chestiunea asta într-o zonă care nu a fost proaspăt fățuită, desenată. Băi, vezi că e trecere la nivel calea ferată. Nu. Dar de ce? Dacă eu știu mersul trenurilor, de ce să mă mai uit stânga-dreapta? A? Uite că nu s-a uitat când trebuia. Oricum, din ce spune și Florin Paiu, acest accident ar trebui să fie un important semnal de alarmă pentru șoferii care circulă pe DN2H, pe sectorul Rădău-Spudna, pe care se află un număr mare de treceri la nivel cu calea ferată, multe semnalizate doar cu crucea Sfântului Andrei. Mulți șoferi forțează zilnic trecerile peste calea ferată, considerând că au timp să treacă înaintea trenului, deși îl aud că se apropie. Asta deja e prostie. No, ai prioritate de centimetri, cub, ieis. Da, e de necomentat. E de necomentat. Da. Bucovina-Rădăuți aduce o echipă de Liga 1 dacă trece de Știința Miroslava, asta în Cupa României la fotbal. Ceea ce, fie vorba între noi, este o veste extraordinară, dar cumva e și normal atâta timp cât Bucovina Rădăuți are jucători exclusiv din județul Suceava. E cea mai suceveană echipă din Liga 3-a de la noi din județ, având în vedere că mai avem prezente Foresta, Suceava și Șomuz Fălticeni. Astea sunt echipele pe care le avem noi angrenate la nivelul Ligii a treia. Fotbaliștii pregătiți de Dorin Goian și Daniel Bălan se vor lupta în turul 5 pentru calificare cu Știința Miroslava. Dacă vor trece de aceasta, repet, la Rădăuți va veni o echipă de Liga 1. Păi și dacă are Dorin bafta aferentă, poate pică cu Steaua, nu? A? Iarăși un meci televizat, iarăși ceva? Om trăi și om vedea. Monitorul de Suceava deschide astăzi ediția cu o știre cumplită. Un bărbat bătut crunt, cu rupturi de organe, hemoragie internă, 11 coaste rupte. Câte coaste are omul? Câte coaste are omul? Bărbatul, adică om. Femeia are o coastă în plus, nu? Sau nu are o coastă în minus? Bărbatul are o coastă în minus, nu? La minus e la noi. Coasta minus e la noi, că din coastă, nu? Deci cât avem? Nu mă, din astea 11 coaste rupte, că eu vreau să văd câte au rămas întregi la ghetul om. Deci scenele violente s-au petrecut în stradă pe drumul comunal de Măcușa, Moldovița, pe 23 august. Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a fost operat de urgență și internat la reanimare, având leziuni înfiorătoare, care spun totul despre bătaia sălbatică pe care a încasat-o. Însă această sălbăticie încă nu a fost pedepsită. Polițiștii la secția rurală Vama nu au făcut decât să deschidă un dosar pentru infracțiunea de loviri și alte violențe. Nimic mai mult. O dușmănie mai veche care a răbufnit extrem de violent. Bărbatul bătut, Liviu Ungurean, din Demăcușa, Moldovița, avea o relație dușmănie mai veche cu niște vecini care au avut un contract de întreținere a tatălui lui Ungurean în schimbul casei. De aici au urmat mai multe conflicte, amenințări, procese și plângeri. Bun. Pe 23, în jur de ora 21:30, bărbatul a fost lacosit iarba într-o livadă împreună cu un consătean și fiul acestuia. La întoarcere, cei trei au trecut pe lângă casa și banzicul familiei Moroșan, care Ungurean se afla în dușmănie, a existat un schimb de replici.
și detalii care nu au relevanță. Cert este că în aceeași seară Liviu Ungurean a fost blocat în trafic pe drumul comunal cu ajutorul unui utilaj. În mașina de alături era și un copil, alături de cel bătut era și copilul de 13 ani. Adică îți dai seama cam ce impact emoțional a fost asupra copilului. După care a urmat ceea ce am povestit. Și mi-aduc aminte că mai este o speță de asta. Acum e Florin Paiu care dă detalii. Dar Sandrin Ioneagu ne prezenta o situație la Zvoriștea, nu? L-au călcat pe unul cu mașina, cu tractorul, cu ce au făcut. Da, a fost ceva, da? Nu mai știu exact detalii. Mai știi ceva de aia? Nu spune că stau în birou și documentează speța asta. Adică, vedeți dumneavoastră, dacă spuneam că în municipiul Reșeniță, județ, pare să că lucrurile stau bine, din perspectiva asta altă, pare că nu mai e aceeași chestiune. Pare că Vasluiul nu e decât în județul Vaslui, nu? Sau o fi și ăsta rezultatul la statul paralel, că dacă nu a fost instanța, deci nu i-a dat dreptate în cauza respectivă, uite ce, las că îmi fac eu singur dreptate. Apropo, ce vorbeam mai dimineața, am văzut ăsta al Florin Baiu, foarte interesant, cu șofatul fără permis, ori cu permis fals, sportă național pe străzi din Suceava. Abia asta cu permis fals mi se pare genială. Da, în care... Eu tocmai spunea că au tras pe dreapta 5 bărbați și o femeie care nu aveau drept de a conduce. Ce mai am zis, ei, asta nu știu în cât timp, în doar câteva ore. Ceea ce e crunt, în câteva ore îți găsești atâția oameni pe stradă. Băi, nu e crunt. E crunt, sunt pericol crunt, pentru noi. Crunt pentru e altceva. Din noi. Nu, crunt e altceva, că oamenii ăia conduc. Da. Dar știi de ce conduc? Pentru că pedeapsa pe care o primesc dacă fac lucrul ăsta e ori derizorie, ori chiar nu îi interesează. Pentru că dacă constatăm că e una dintre cele mai frecvente infracțiuni, din punctul meu de vedere ar trebui de urgență aici schimbată legislația. Nu legile vrăjelii sau ce vin cu tot felul de alte probleme care nu sunt ale noastre, ale românilor. Da? Păi ai o problemă asta cu, cu permisele, cu oamenii care conduc sub influența băuturilor alcoolice, cu ce vrei, da? Păi vină, bă, cu o legislație țeapănă din punctul ăsta de vedere, adică pedeapsa să fie pedeapsă. De ce? Pentru că, uite, nenorocirile, într-un nici 30 de ore, nu știu câți morți, da? Cauze multiple, coloșa viteza, coloșa nu știu ce, dar foarte multe cazuri de cetățeni fără drept de a conduce. Păi cum oprim lucrul ăsta? Pe povestea actuală pare să că nu. Pare să că nu funcționează. Atâta timp cât sunt atât de mulți. Deci, pagina 5, da? Da, pe chiar am văzut. Deci polițiștii au tras pe dreapta 5 bărbați și o femeie care nu aveau drept de a conduce. Cei mai mulți dintre ei, tineri. Tânăra le-a prezentat polițiștilor un permis de conducere sloven falsificat în condițiile în care avea deja dosar penal pentru conducere fără permis. Chiar eu asta căutam acum să văd ce se întâmplă cu unul dintre cei care conduc fără a avea permis. Da, i s-a deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Complicitate la fals material și înscrisuri oficiale, uz de fals și fals material în înscrisuri oficiale. Bă, aici cred că cele mai grele sunt mai jos. Asta cu uz de fals, fals material. Deci cred că aici aș ia pedeapsă mai mare decât dacă, dacă mergea pe simplu. Ba, chiar putea să bea și un pahar de rachiu. Adică... aia era pe legislația care o avem noi, cred că mult mai... Păi altfel nu-mi explic. Trebuie să fie cine știe ce speță ca să vedem
că e pedepsit unul care a condus sub influența băuturilor alcoolice, fără permis sau fără, și a mai făcut și accident grav, da? Deși de regulă asta se lasă cu mulți morți. Și de regulă moare și ăla care e la volan. Dar unul de ăsta greu îl pedepsește și chiar când vezi, bă, i-au dat câțiva ani, da. Adică ăla, sub influența băuturilor alcoolice, fără drept de a conducere, fără drept de a conduce și cu victime și așa, și tot cumva speră să se găsească câte ceva, nu? Da. În legile justiției acolo care să-l ajute. Ca să nu poată fi tras la maxim la răspundere. Da. Ei, din punctul ăsta de vedere, trebuie clar accentuat și apăsat foarte mult pedala de accelerație în ceea ce înseamnă legislație rutieră, pentru că vi se pare normal ca un cetățean care nu are drept de a conduce să suie la volan? Nu! Cu excepția cazului în care este în timpul școlii de șoferi. Da? Când nu, are instructor în dreapta mașină public, specială cu două pedale, cu... Bun. Deci o persoană care nu are permis de conducere sau nu are dreptul de a conduce, ăla care l-are permisul suspendat, este o persoană care nu are voie să circule în perioada respectivă, atenție, avem și parlamentari de genul ăsta, nu are dreptul să circule pentru că, două puncte, ce a hotărât polițistul care l-a găsit la fața locului, când l-a găsit ori beat, ori cu viteză foarte mare, ori nu știu ce, și a zis, bă frate, tu o lună, două, trei, nu conduci, da? De ce? Pentru că de asta am fost eu, de asta sunt plătit. Să îmi dau seama, zic, să nu conduci, da? Deci o persoană de aia e la fel ca și una care nu are permis. Doi, cu influența băuturilor alcoolice, sub influența băuturilor. Hai să fim serioși, deci sunt câteva chestiuni că se poate declare. Pedepsiți câțiva exemplar, se vor lecui până la urmă. Și cu utilajele agricole cum rămâne? Utilajele agricole. Ce e cu ele? Păi am înțeles că pentru aia nu se trebuie permis. Corect sau nu? Cum să nu strebească permis la utilaj agricol? Niște chestii cu permis, totuși. Cum să nu fie cu permis? Cum adică utilajul agricol nu e cu permis? E altă scăpare în legislație. Cum adică să fii fără permis? Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Trebuie... nu se poate... Era... Și nu e un curs să te ducă 5.000 de ore. E un curs de la de tractorist, da? În o lună, două, trei, învățați să conduci tractorul. Permis. Inclusiv pentru moped îți trebuie permis. De-aia spune, n-are cum să fie, nu fie la utilaj. Eu aș propune și pentru roabă să fie permis. Aia care scârți, da? Da. Noi am cam epuizat timpul alocat acestei emisiuni. Trebuie să spunem că o tânără din Bunești a fost admisă cu cel mai mare punctaj la școala de agenți de poliție în Cluj-Napoca și frumușică foc. Găsiți mai multe amănunte în monitorul de Suceava de astăzi. O asociație din Câmpul Lung Moldovenesc a lansat proiectul Bucovina la Centenar, 100 de fotografii și așa mai departe. Cosmine, să-mi spui o singură chestie. De ce nu am avut ieri conferință de presă cu domnul primar? În chestia în Franța. Ah, parlez-vous français, s'il vous plaît? Unde este și Teatrul Sucevean, acum. Aha, deci... Așa a fost primul spectacol, a fost marți seara. Dar doar n-a mers în galerie să-i susțină pe ceilalți. A mers acolo, la Institutul Cultural este prezent și urmează să meargă, după ce termină, sunt trei serii în care au spectacole în Paris, după care merg în Laval și Changer, cred că. Da. Eu, din ce am înțeles de la domnul primar, niciodată în Suceava nu va fi operațiunea Panseluța și operațiunea Țânțaru, dar având în vedere că există, bântuie un virus West Nile, nu putem vorbi cu domnul viceprimar Andronache să dea cu un pic de soluție, așa, măcar prin parcuri. În parcuri e necesar, cum să nu? Ar trebui. Din câte știu, un parcurs s-a făcut. În zona de agreme s-a făcut sigur că parc, au făcut și în parc la USV aici, în parc la Areni? Nu se întreb chiar. Nu știu acum, deci dar m-au bunghii niște țânțari de ăștia în urmă cu ceva vreme. Bine, că și mulți în casă au efect o perioadă scurtă. Îmi spun, acasă mine, fac, cred că la două săptămâni, fac câte operațiuni de asta. Da? Dai pe acolo, prin jur? Sigur, că altfel nu pot să stai. Seara e cumplit la găzien. Pe asta înseamnă că de undeva, că ăștia știi, își au o sursă, zero, da? Deci de undeva... Dar sunt câteva bălți în apropiere și de aia.
Păi alea, acolo trebuie acționat. Da. Da, da, acolo nu poți să te duci tu. Nu poți să mă duc eu cu pompița mea. Da. Foarte interesantă pompița ta. Da, multe alte lucruri interesante le veți găsi dumneavoastră în ziarele locale, în Crainou, amănunte despre subsolul pavilionului secției de boli infecțioase în reabilitare și reamenajare și amenzi de peste 100.000 de lei date de polițiști în cadrul unor acțiuni pe linie silvică. Am să vă invit să puneți dumneavoastră mâna pe ziare pentru că e munca colegilor noștri foarte importantă și este bine să fiți informați cu acele informații de calitate și corecte pe care le oferă colegii noștri. Tot pentru știri și informații rămâneți alături de știrile Bucovina TV. Cosmin, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Iar dumneavoastră pentru atenția și răbdarea cu care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.